În rândul patru, banca de la geam, e un crâmpei din viața mea. Au o carieră de invidiat, strălucesc pe scenă și mii de adolescenți și-ar dori într-o zi să devină cel puțin la fel de faimoși ca ei. Și vedetele noastre au fost cândva copii și au trăit emoția primei zile de școală. În prima mea zi de școală eram super emoționată, dar super încântată. Nu mă întreba de ce, dar eram super încântată că merg la școală. Și țin minte că aveam părul super lung și... Era foarte grăsuță. Da, chiar era super de grăsuță. Wow! Și aveam părul prins așa în două codițe cu pampoane albe și era uniforma clasică, alb cu blămarin. Cât despre prima zi a lui Mircea, el era... Nu mai am nicio amintire. Este și era un copil superb. Adică în momentul în care l-am văzut îmbrăcat așa în costumașul lui, pentru că era minuscul, îți dai seama, era micuț. Și cu ochii verzi, nu știu, m-am simțit așa super mândră să-l văd pe frățiorul meu că ajunge la școală. Și eu am fost foarte bucuros că a fost lângă mine să mă țină în brațe, că plângeam. Mi-amintesc în prima zi de școală cum a fost, pentru că n-am fost. Nu, prima zi la școală era foarte frumoasă pentru că nu se făcea ore, de-aia îmi plăcea foarte mult. Eram super emoționat, super curios, de-abia așteptam să intru în clasă, să-mi cunosc colegii, să văd ce colegi am, copii, bam, să vorbesc, că... ca orice copil în prima zi de școală, curiozitate, entuziasm, o mare amestecătură de stări. Răzvan și Dani au sărbătorit recent 20 de ani de la terminarea liceului. I-am provocat pe artiști să facă un exercițiu de imaginație. Cum credeți că au fost Răzvan și Dani în prima zi de școală și care dintre ei a fost mai silitor? Stai așa, stai să-mi imaginez. Deci care a fost mai silitor? Voi să știi că eu cred că Dani a fost mai silitor, pentru că altfel nu-mi explic trecerea asta acum. Eu cred invers. Îl văd pe Răzvan mic făcând năzbâtii, nu știu de ce. Și pe Dani îl văd cu minte în prima bancă, foarte atent la doamna profesoară. Cred că Dani era foarte cu minte, cred că și Răzvan de fapt. Dar pe Răzvan așa îl văd cumva mai pus pe șotii, cred că era mai, nu? Mai, nu? De școală. Lor zi de școală cu siguranță a fost de mult, tare de mult. Scuze, prima lor, țin minte că așa. A fost, se făcea mult mai multă școală atunci de mult. Ei învățau foarte bine deoarece nu erau televizoare, nici nu știu dacă erau. Nu, glumesc, nu dați asta pe post, 2-10. Prima lor zi de școală a fost, ei abia așteptau. Prima zi de școală, de fapt, pentru că ei știau deja să scrie, să mănânce, să citească, să... De fapt, a fost banală, ce să mai... Răzvan sigur a făcut o boacă de ceva când a început, bam. S-a lovit cu cineva, s-a certat cu un copil, a făcut ceva. Și Dani a învățat profesorii niște lecții de ceva. I-a învățat ei pe cum să predea, a făcut ceva, sunt sigur că sunt niște băieți diferiți. Și pentru că toți cei care au răspuns la provocarea noastră sunt extrem de curioși să afle adevărul chiar de la sursă, Răzvan, Dani, e timpul să ieșiți la tablă.